Noul coronavirus nu-i cruță nici pe cei nou născuți. Trei bebeluși sunt intubați la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău după ce au luat boala de la mamele lor. Informația a fost confirmată pentru TV6 de coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Ninel Revenco. Între timp, maternitățile din capitală sunt pline cu gravide și lăuze infectate cu noul coronavirus. Cei trei nou-născuți sunt bolnavi de noul coronavirus și nu pot respira de sine stătător, așa că sunt ajutați de aparatele de ventilare mecanică a plămânilor. Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Ninel Revenco, virusul nu i-ar fi atins pe micuți dacă mamele lor erau vaccinate. Sunt copii nou-născuți care se află în reanimația prematur. Un copil este oxigen dependent și altul este la respirație dirijată. Una din cauze este și posibil și dacă mamele nu au fost vaccinate. Ninel Revenco mai spune că alăptarea nu este o contraindicație pentru vaccinare, ci din contra, având în vedere că laptele matern poate transmite anticorpi și pruncului. Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent 1256 de femei însărcinate din țara noastră sunt confirmate cu noul coronavirus, iar numărul copiilor infectați este de 21.658, dintre care 6% au mai puțin de un an. Totodată, săptămâna trecută, cifra spitalizărilor a crescut cu 35% față de cea precedentă, la fel și numărul cazurilor grave, ceea ce pune presiune pe secțiile de terapie intensivă din țară.